O tânără de 33 de ani a vrut să tragă un semnal de alarmă asupra nedreptăților, spune ea, care sunt perpetuate de conflictul israelo-palestinian. A făcut asta în sighetul Marmației, afișând pe cele două sinagogi din localitate mesaje care îndeamnă la pace. Dar, în timp ce își îndeplinea misiunea, ea a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în zonă. Femeia spune că nu a dorit sub nicio formă să instige la ură. Intenția mea, ca să fim clari, era doar pentru sensibilizarea opiniei publice în ceea ce privește ocupația Palestinei. Atâta tot. Deci nu era niciun mesaj antisemit, nu era nici măcar vorbă de instigare la ură sau alte cele. Era doar pentru a sensibiliza opinia publică. Am văzut că nu se fac meeting-uri și nu se prea vorbește despre asta la Sighet. Și având în vedere că am comemorat ziua memorială sau cum ar veni a ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial și ce au suferit evreii pe care îi compătimesc pentru că ceea ce au pățit ei a fost o nedreptate. Free Palestine și Stop War, Eliberați Palestina și opriți războiul, sunt mesajele pe care tânăra le-a scris cu vopsea pe gardul noii sinagogi a evreilor ultraortodoxi din Sighet și le-a lipit pe ușa celei vechi. Acestea au fost deja îndepărtate de către administratorii clădirilor, inclusiv pe cele scrise cu vopsea. Deși intenția femeii se pare că era una pașnică, gestul ei a fost interpretat ca vandalizare și distrugere. Nu am știut asta, altfel mă limitam să pun un afiș pe un stâlp oarecare. Da, deci nu eram la curent cu legea asta constituțională și nu mi s-a părut că fac ceva din comun. Adică asta se întâmplă peste tot, dacă vă uitați și în alte țări, în Europa și în America, se fac peste tot proteste. Femeia locuiește în Italia, unde se va și întoarce. A fost în România doar pentru a-și rezolva niște acte. Ea a renunțat la religia ei. M-am convertit la islam, întrucât consider că este religia adevărată și cred într-un Dumnezeu, cum crede toată lumea. Și mă rog lui Dumnezeu și sper să se facă pace peste tot. Poliția a identificat-o pe cea care a pus afișele și a chemat-o la declarații. În timpul serviciului de patrulare, polițiștii din Sighetul Marmației au observat faptul că pe clădirea unui cult au fost lipite mai multe hârtii pe care era scris un mesaj. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat o a doua clădire ce aparține aceluiași cult, care este înconjurată cu gard, iar pe patru stâlpi ai gardului au fost scrise mai multe mesaje. De asemenea, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind o femeie de 33 de ani din Sighetul Marmației. Toată aventura a costat-o pe femeie 3.000 de lei, a fost amendată pentru lipirea afișelor pe sinagoga veche și i s-a întocmit dosar penal pentru distrugere, fiindcă a vopsit gardul sinagogii noi.